cu gânduri de a continua proiectele bune pe care le-am făcut până acum și cu siguranță avem foarte multe proiecte și de continuat, de la cele 150 de milioane de euro atrase din fonduri guvernamentale, fonduri europene peste 120 de milioane de euro. Așteptăm cu nerăbdare sala de sport, drumurile județene, reabilitate. Sunt proiecte pentru brăileni, este pactul nostru cu brăilenii și cred că împreună, noi trei, dar și cu brăilenii, facem cea mai bună echipă pentru Brăila. În această perioadă am schimbat cu fapte, nu cu vorbe Brăila, am avut proiecte extraordinare de investiții, continuăm în aceeași măsură toate lucrările pe care le avem și vom porni altele noi. Am dovedit în această perioadă că suntem oameni care merg pe teren, care vizează lucrările, iar cele 157 de milioane de euro pe care Primăria Municipiului Brăila le-a atras din fonduri europene, pe lângă cofinanțările cu cei de la Consiliul Județean, dar și din fonduri guvernamentale, sunt dovezile investițiilor din Municipiul Brăila. Împreună în această echipă minunată, dar mai ales cu brăilenii, facem cea mai bună echipă pentru Brăila. Eu am încredere în votul brăilenilor, ei nu greșesc. Am încredere că următorii 4 ani vor avea la Brăila, la municipiu și la județ aceeași echipă. Poate fi urmată dezvoltarea accelerată a Brăilei, a municipiului și a județului, dar pentru aceasta este nevoie de doi conducători, doi administratori care să fie recunoscuți, așa cum au început deja să fie recunoscuți și în țară și peste hotare, pentru celeritatea cu care rezolvă problemele, pentru deschiderea de care au dat dovadă până acum. Adică podul este gata, drumurile sunt în lucru, încep să fie în lucru, se licitează, investitorii au început să vină. Brăila va arăta, vă garantez, cu această echipă altfel peste 4 ani, cumva bătându-se pentru primele 5 locuri ale țării ca și dezvoltare, fonduri atrase, locuri de muncă. Locuri de muncă sunt și astăzi. Noi azi aducem în oraș muncitori de la pe rază de 80 de km. Important e că vor veni investitori cu tehnologii înalte, cu locuri de muncă bine plătite. Să dea Dumnezeu să fim toți sănătoși, fiindcă de putere de muncă nu mai e cazul că au, bunăvoință au, știu, au și știință, vor avea sprijin guvernamental, așa să ne ajute Dumnezeu.